Salutare! Totul despre creșterea și îngrijirea puilor de gâscă de la prima zi până ajung aproape maturi. Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, despre ce este vorba și vizionare plăcută în continuare! Salutare încă o dată și bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube, după cum știți, Delia și Alex. Toți mai mulți hotărâm ca să creștem gâște la noi în gospodărie. Gâștele sunt niște păsări extraordinar de bune și sunt ținute și pentru carne și pentru ouă, dar și pentru pene, cum se ținea odată. Atunci când noi hotărâm ca să punem la incubat ouă de gâscă, dar și când cumpărăm bobocei mici, trebuie să știm ce alimentație au nevoie și cum ar trebui să-i creștem ca să putem să ajungem cu ei la maturitate. Despre toate aceste lucruri o să vorbim astăzi. Bobocei noștri de gâscă au deja o săptămână, n-am apucat să filmez mai repede, dar o să filmăm acum și o să vă explic exact cum am făcut din prima zi când ei au ieșit din ouă. Noi am pus la incubat ouăle, așa că nu am pus la gâscă. Dacă voi puneți ouă de incubat, ouăle la gâscă ca să zacă, să scoată pui, atunci nu mai trebuie să luați în calcul extrem de multe lucruri, cum ar fi unde încălziți puii, ce spațiu trebuie să le faceți, dar și acolo trebuie să aveți grijă, pentru că atunci dacă voi hotărâți ca să puneți ouă la incubat la gâscă, trebuie să știți că gâștele devin extrem de agresive și își apără extrem de mult puii. Deși noi am pus ouăle la incubat, gâștele care noi le avem aici, inclusiv gânsacul, își apără foarte mult puii. Am mai făcut câteva șorțuri în care v-am arătat bobocii de gâscă și voi am spus că este normal că ele au zăcut ouăle și de-aia sunt așa de atenți cu ei sau atât de buni părinți. Nu, noi am pus ouăle la incubat, dar gâștele sunt niște mame extraordinar de bune și fie că luați boboci de gâscă din altă parte sau chiar puneți la incubat sub gâscă ouăle, adică la cloșcă, ele tot sunt extrem de afectoase cu bobocii, chiar dacă nu sunt ai lor. Trebuie să știm că atunci când iasă bobocei din ou, ei deși au acel puf, ei trebuie să-i punem într-un spațiu. Noi am pus într-o boxă și am pus o placă de încălzit specială pentru păsări, pentru pui, care putem să-l folosim la indiferent ce pui avem noi. Pentru noi a fost suficient pentru că am avut puțin boboci de rață și placa de încălzit chiar ne-a ajutat foarte mult și nu mai trebuia să punem și un bec. Dacă aveți puțin pui și aveți acasă o placă de încălzit, este ideală, dacă nu puteți să vă folosiți și de un bec. Ei primele zile au nevoie de căldură. Este importantă căldura pentru ei, dar trebuie să fim atenți că dacă este și acum o perioadă de căldură și în încăpere este cald, trebuie să observăm, poate este suficientă căldura din încăpere. Trebuie să avem grijă și să le punem un așternut. Fie că îl punem, dacă îl punem într-un spațiu mare, putem să punem paie, rumeguș, firizan, ce avem noi acasă. Dacă punem într-o boxă mică, cum am făcut noi, noi am pus un prosop care nu-l mai foloseam, ca și așternut la boboci. Aveți grijă, dragi prieteni, cu apa, pentru că dacă pui bobocii de gâscă, chiar și de rață, intră în apă și se udă, ei există riscul că ei poate să moară. Da, într-adevăr, în sălbăticie și puii care sunt crescuți de mama lor, ei rezistă să facă baie mai devreme. Dar puii care noi îi punem la incubator și practic cresc singuri, fără mama lor, nu încercați ca să faceți acest lucru, să le puneți într-un vas mare încât ei să poată să intre înăuntru, pentru că atunci, sigurat, o să îi omorâți, pentru că nu rezistă la apă. Când sunt ținuți cu mămica lor, atunci, practic, gâsca îi încălzește și îi ocrotește și după ce fac ei baie, gâsca îi uscă și puii se pun sub aripa ei, dar în același timp îi și unge cu un ulei specific care l-au penele gâștei și atunci e practic acel ulei și un soare care au de la mama lor, îi protejează de apă ca să nu se ude așa de tare și să nu îi afecteze. Dar noi cum avem puși pui la incubator și nu sunt cu mămica lor, așa că încercați să faceți tot posibilul până la 4 săptămâni să nu le puneți un vas mare în care ei se poată să facă baie. Cu becurile aveți grijă și cum puteți să verificați, este greu să zicem înălțimea, la ce înălțime trebuie pus becul când voi puneți un bec la pui,
trebuie să vedeți când puneți mâna jos pe podea să fie doar un pic călduț, desmorțit și să nu fie becul extrem de tare jos. Dacă voi vedeți că puneți deasupra de pui mâna și este cald, atunci trebuie să ridicați becul un pic mai sus că poate să vă ardă pui. Dacă vedeți că puii se îngromădesc într-un colț sau se adună toți unul peste altul, atunci trebuie să știți că este prea fric pentru ei și trebuie să lăsați becul un pic mai jos sau chiar să le puneți căldură artificială dacă n-ați făcut-o încă. Dacă vedeți că ei stau împrăștiați și zici că sunt leșinași peste tot, atunci trebuie să lăsați becul un pic mai sus pentru că este prea multă căldură pentru ei. Cam astea, să zicem, ar fi despre cum trebuie să avem grijă. Acum vreau să vorbim un pic și despre alimentație și o să vă arăt și imediat ce le dăm noi de mâncare. Hrana puilor de gâscă este foarte importantă ca și la alte păsări, mai ales când ei sunt mici și sunt în dezvoltare. Noi le dăm starter de pui pentru că nu am găsit mâncare specială pentru ei, adică starter de gâscă. Există și starter pentru pui de gâscă, dar noi, din păcate, la noi nu am găsit. Dar puteți să înlocuiți foarte bine și lejer cu starter de pui sau cu starter de curcă. Pui de gâscă, bobocei, au nevoie de foarte multă proteină. Și dacă voi, în caz că vedeți că bobocii se ciupesc între ei, atunci trebuie să știți că au lipsă de proteină și trebuie să veniți imediat cu proteină pentru ei. Faceți un amestec, dacă vreți, de spărtură, măcinătură cu 1 kg de starter sau puteți să le dați dar starter proaspăt. Asta puteți să le dați din prima zi de viață. Dacă în caz că nu aveți acasă încă cumpărată mâncare specială pentru ei, atunci puneți-le mălai. Puneți-le și mac, dragi prieteni, mai cu care găsiți în magazin, în comerț de cumpărat, care îl folosim noi la prăjitură pentru că ajută foarte mult la digestie și le menține bobocii sănătoși și nu îi lasă să facă diarie. Puteți să le dați din prima zi de viață până ajung matur, puteți să le dați cu mare încredere mac. Acum vreau să vă arăt și mâncarea ce le dăm noi și după aia să vă arăt un pic și bobocii. Aici avem starterul care noi îl dăm de mâncare la boboci. Este de la Viva, nu prea contează firma că toate sunt bune. Ne avem aici furaje pentru pui, de găină, bineînțeles că n-am găsit de gâscă, de la 1 la 21 de zile. Dacă în caz că găsiți de gâscă, este foarte bun și dacă în caz că nu găsiți, atunci puteți să luați din astea sau de curcă. De curcă conține, cam așa arată, conține mult mai multe proteine. Și aici am făcut un amestec, vreau să vă arăt și vouă și să vă zic ce amestec am făcut noi. Vedeți, aici am făcut un amestec de măcinătură, spărtură cu starter de pui de găină. Am făcut un amestec de 1 kg la 1 kg, adică am făcut părți egale. Voi puteți să dați doar așa, simplu starterul sau să-l amestecați. Și după cum vedeți, aici avem și macul. Pentru că noi le mai punem și mac între, nu le dăm doar așa. Este ideal dacă puteți să îl înmoiați un pic, să îl udați, pentru că ei o să-l mai mânce mult mai ușor. Primele 3 săptămâni sunt ideale ca să le înmoiați un pic. Dar acum, fiind perioada de căldură și de caniculă, este periculos să îl înmoiați, pentru că într-o oră, două, el începe să fermenteze și se strică și bobocii nu o să-l mai mănânce și se aruncă extrem de mult, așa că noi ne-am dat acum neînmuiat, nu l-am înmuiat. Mai puteți să faceți și ar fi ideal cu verdeață pentru boboci. Faceți un amestec exact cum e aici, tocați mărunt ceapa, dar aveți grijă doar ceapă verde și doar frunzulițele de la ceapă verde, cu un pic de urzică, cu un pic de iarbă. Vedeți, noi avem și aici urzici, le-am făcut și de dimineață, le-am dat cu urzică, cu iarbă, cu păpădie, puteți să faceți cu salată, cu ce aveți voi pe acasă. Aici este un săculeț de 5 kg, am uitat să vă zic, și puneți-le pentru că verdeața este foarte importantă pentru bobocii de gâscă. Noi ținem bobocii de gâscă afară ziua, după cum vedeți, noi tot mutăm pentru că ei mănâncă pe aici, ciugulesc toată iarba. Nu cred că sunt 3 ore de când i-am pus acolo și deja ori mânca toată iarba. Le place foarte mult iarba și așa nu se mai ciugulesc între ei pentru că ei au ocupație cu iarba. Vedeți, după cum vedeți, gâștele noastre îi apără, stau toată ziua cu ei.
Nu le-am dat drumul la gâște, adică nu le-am lăsat împreună cu gâștele pentru că este periculos, pentru că gâștele devin extrem de agresive, dar poate să fie și altceva care îi atacă. Noi avem aici pui de o săptămână. O să fugăresc mai un pic gâștele. Sper să nu sară la mine. Pentru că el de acolo, vedeți, începe și gâștele, e perioada să-și schimbe penele. Apă, aveți grijă, vedeți, noi avem un recipient de la mic pentru pui de găină. Găsiți la orice farmacie veterinară sau agrolant asemenea chestii, recipiente, în ce să le puneți apă. Ei beau lejer apă, nu trebuie să vă faceți probleme, dar dacă puneți într-o bol mai mare, ei o să facă baie și o să fie extrem de periculos pentru ei. Vedeți bobocul care fuge, are deja o săptămână și ăsta micuț, micuț de aici, ăsta de aici, are doar 4 zile și vedeți cât destul de mare este. Cresc extrem de repede gâștele și aici avem mâncare impusă în așa ceva. Și verdeață, extrem de multă verdeață. Nu-i lăsați liber pentru că poate să fie extrem de periculos pentru ei dacă îi lăsați liber, pentru că indiferent ce poate să-i atace, inclusiv pisicile, păsările, indiferent ce poate să-i atace și este destul de periculos pentru ei. Așa că faceți-le un țar, noi avem așa un capac de la o boxă mai veche care s-a spart, este doar așa un capac și îl mutăm în locurile unde avem noi nevoie sau pur și simplu, mai bine zis, unde este iarbă, pentru că ei mănâncă extrem de multă iarbă. Aveți grijă dacă în caz că este prea tare soarele, îi acoperiți, dacă în caz că ploaie, îi băgați înăuntru sau îi acoperiți. Și tot așa, până ei încep să crească, ei o să crească extrem de repede. Mâncarea care noi le dăm acum, noi o să le dăm până la vârsta de 2 luni și ceva, pentru că starterul îi ajută extrem de mult să crească și să se dezvolte și după aia încet, încet o să scoatem starterul. O să punem cât mai puțin starter până ajungem să le dăm doar măcinătură. Bobocii de gâscă au nevoie extrem de multă de apă pentru că atunci când mănâncă ei trebuie să bea apă. Dar v-am zis, aveți grijă să nu se ude pentru că este destul de periculos pentru ei. Aici au venit și bibilicile care sunt extrem de curioase. Este foarte periculos pentru ei dacă noi sau există riscul de a se uda, mă scuzați, atunci este destul de periculos pentru ei. Ei beau foarte bine din acel recipient care noi l-am avut când am avut pui de prepelițe, așa, dar găsiți diferite sau faceți voi improvizați ceva acasă, dar să nu intre, să nu poate ieși intre în apă, pentru că după cum știți, ei sunt păsări de apă și chiar caută să se bălăcească și nu au voie. Vedeți, el e ultimul care e așa, el e ultimul ieșit din nou. Ei se încălzesc între ei, au grijă unul de altul, sunt animale de, sunt păsări de grum, mai bine zis așa, minim 4 sau 5 trebuie să luați, dacă hotărâți să luați, să nu luați 1, 2, pentru că n-o duc bine. Ei sunt păsări de grup, trăiesc împreună, le place să stea împreună, adoră să aibă contact unul cu altul, vedeți cum stau și gâștele, chiar și când mari, când sunt mari, tot așa sunt. Ce vedeți aici în față este gâscanul și alea două sunt gâștele. Își ține așa aripa gâsca pentru că este în perioada când își schimbă penajul și să văd un pic cam urâțel, așa să zic, mai ales la ea. Nu vreau să le fugăresc, vreau să le las aici lângă pui. Oricum, aveți grijă dacă în caz că aveți copii mici, pentru că, ne-am zis tot timpul, sunt extrem de fragili puii și animaluțele nu sunt animale de jucat și nu sunt jucării. O să mai revenim și pe viitor cu clipuri despre pui și cu puișorii, să vedeți cum cresc și cum se dezvoltă. Sper că v-a plăcut acest videoclip și că v-a ajutat. Dacă în caz că mai aveți ceva comentarii, puteți să ne lăsați în comentarii dacă mai aveți ceva întrebări sau nelămuriri. O să urmeze și un clip ca să vă arătăm exact cum am incubat noi ouăle de gâscă, cum am procedat. Dacă în caz că v-a plăcut, puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajutăm și pe ei în unele situații cu bobocii de gâscă, pentru că acum este perioada. Un like, un comentariu ne-ar ajuta foarte mult și ne-ați arăta că vă place ceea ce facem. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi.
Eu vă salut cu respect, v-am pupat, mai bine, ciao, ciao!